referitor la bacalaureat, există, știți foarte bine, competențele acelea digitale, lingvistice și probe de examen scris. Sunt voci care spun că ar trebui diversificată paleta de examene scrise, pentru că cele orale, la care dai și limbile străine și informatica, sunt o formalitate, nu l-ajută deloc pe elev. Cum vedeți examenul ăsta? Cel puțin nu la anul, dar Anul acesta, sub nicio formă, nu se poate schimba nimic. În 2016 am mai avut o consultare publică pe tema aceasta. Este prevăzut în lege modul în care se organizează bacalaureatul. Ori, pentru a face o modificare pe structura bacalaureatului, trebuie să fie o modificare pe lege. Au fost atunci voci care au spus că fie trebuie să scoatem acele competențe sau să le păstrăm, dar cu note. A mai fost cândva și cu note, că în felul acesta i-am motivat pe elevi să învețe și să se pregătească mai bine și pentru acele competențe. Au fost voci care au spus că nu sunt utile pentru elevi, prin urmare să le scoatem, numai că există în felul acesta o consultare, vedeți, contradictorie. Adică unii spun într-un fel, alții spun într-un Deci, la urmă, fel, trebuie să trebuie se ia o până la urmă decizie să iau o fermă. decizie. Cred că voi deschide și acest front, pentru că mai este o problemă legată de bacalaureat, pe care mi-au semnalat-o și în e-mail-urile pe care le-am primit și elevii, nu numai. Este vorba de acea treia probă scrisă La alegere, la în funcție de alegere profil. în funcție de profil pentru liceele tehnologice, pentru liceele vocaționale. Ar trebui să le dăm posibilitatea să-și aleagă una dintre materiile la care ei s-au specializat. Deci, îmi doresc să deschid și acest front pentru anul școlar următor, nu pentru anul acesta. Anul acesta este, nici nu se poate face o modificare și nici nu sunt adepta a modificărilor în timpul anului școlar, pentru că mi-am dorit întotdeauna să existe o anumită stabilitate și să conturăm niște decizii pentru viitor, nu în timpul anului școlar să facem lucrul acesta.